Bine ați venit la ședința Consiliului Local din data de 31.07.2019, convocată prin dispoziția primarului 163 de 26 iulie 2019. Suntem în prezența majorității consilierilor, care alcătuiesc Consiliul Local Ștugar, ceea ce duce la faptul că puteți să desfășurăm legal ședința Consiliului Local din data de astăzi. Pentru bunul mers al ședinței, v-aș ruga să faceți propuneri pentru alegerea unui președinte ședinței. Domnul Măciucă. Propun pe domnul Hăganu Gheorghe. Cine este pentru? Împotrivă? Alte propuneri? Vă rog să ne facă. Acum vă dăm o dispoziție, acolo de aveți toate. Deschisă ședința din data de astăzi. Astăzi avem următoarea proiecte pe ordinea de zi. Proiectul numărul 1. Proiectul de hotărâre privind decontarea călătoriei pe mijloace de transport ale cadrelor didactice pe luna iunie 2019. Al doilea proiect. Proiect de hotărâre privind luarea la cunoștință a măsurilor dispuse de Curtea de Conturi prin decizia numărul 23 din 19.07.2019. Al treilea proiect este proiectul de hotărâre privind aprobarea Asocierii Comunei Ștugari ca membru fondator la înființarea Asociației Adi Tazlău Verde, a actului administrativ și statutului Asociației Adi Tazlău Verde. Dacă mai sunt și alte proiecte, dacă nu se pune la vot, ordinea de zi. Cine este pentru? Împotriva, absolut. Vă dau cuvântul pentru. La primul punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre prin decontarea călătoriei prin mijloacele de transport ale cadrelor didactice pe luna iunie 2019. Se propune aprobarea decontării contravalorii călătoriei prin mijloacele de transport pe luna iunie în sumă de 3202 lei. Așa cum ați văzut și pe comisie, în dosar, anexat proiectul de hotărâre, avem toate bonurile de transport pentru cei care au făcut călătorii pe mijloace de transport sau care au făcut cu mijloace proprii 7,5 pe 100 litri de benzină pe 100 de kilometri parcurși. Încă eficient. Dacă avem discuții pe acest proiect, să scrieți de masă. Dacă nu se pune la vot, cine este pentru? Abținere, potrivă, nu sunt. Al doilea proiect. Al doilea proiect de hotărâre prin luarea la cunoștință a măsurilor dispuse de Curtea de Conturi prin decizia 23 din 19.07.2019. Așa cum vreau să știți, în decurs de 6 luni, nu? Da. S-a desfășurat acțiunea de control și audit a Curții de Conturi. În urma căruia, Curtea de Conturi, pe 19.07, a emis o decizie prin care noi trebuie să luăm la cunoștință despre măsurile care s-au discutat în Curtea de Conturi. Acum, când vine Curtea de Conturi, toate activitățile care s-au desfășurat pe parcursul unui an, în urma anului care vine, respectiv 2018, a fost luat la mână, cum se spune, controlat și s-a dispus măsurile care acolo unde este cazul trebuie îndreptat. Acum, am avut pe control financiar preventiv, pe audit public intern,
pe taxa pe eliberarea autorizației și aici eu trebuie să vă spun că... O să trebuie să trebuie niște bănuți și ce mai bucurare? Curtea de conturi a dispus o măsură pentru noi, ca și autoritate, ca și primărie, ca și consiliul local, în cazul în care un agent economic, să dau exemplu aici prin numele domnul Lazar, dacă are o activitate economică pe comerț, a venit și a scos autorizația, da? Pe lângă faptul că a scos autorizația și a plătit o sumă de 40 lei, sau 45 lei, așa, Curtea de Conturi spune că în codul fiscal avea obligația ca înainte să vină la mine, să, așa, să ducă la DSP, la DSP, exact cu așa care știu ce să fac. Dar eu, când eliberez autorizația de construcție, trebuie, de lângă cei 45 lei, sunt plătesc 20 lei autorizații. De autorizații de funcționare, așa, să plătească și această taxă de 20 lei. Bineînțeles că noi taxa asta de 20 lei n-am luat pentru că nu ni s-o, n-am știut că trebuie luată în plus o taxă, cu toate codul fiscalul prevedit, dând și răspuns mai în măsură și nu mai pricepuți în așa ceva. Acum, noi, avem măsură să ducem la măsură ca domnul Lazar, când vine să-i dau autorizația de construcție la anul, să recupere autorizația de funcționare, să-i recupereze suma pe, și pe 2018 inclusiv. Adică, e 40 de lei, 45 de lei, plus 20 pe 2020, plus 20 deci va da 85 lei. Aici, deci, în toate condițiile, deci, dacă nu mă mai duc pe urmă, mai trimis, să aduc atâția metri pe acasă, curtea acasă, la testul. Aia s-a rezolvat. Documentația a funcționat. Da? Da? Aia nu vă mai trimis. Documentele pe care le-ați depus dumneavoastră, cu contractul, cu voi, cu tot și în oficial, aia nu mai e. Ca și domnul secretar, o să vă spunem din măsurile care s-au dispus. Exactitatea, realitatea și financiară pentru bilanțul contabil. Aici n-au fost probleme, angajarea și ordonanțarea de plată nu. La controlul financiar preventiv, adică noi, Consiliul Primăria, așa, avem obligația ca, în cadrul consecvenția să o firmă, să avem și un control de audit intern. Adică, eu trebuie să am angajat o persoană care să-mi facă, cum aveți vrea să contabil, similar, așa, care vă face contabilitate, noi avem pe persoana care face contabilitate, dar controlul intern în audit este o persoană care are licență. Între Curtea de Conturi și contabilitate. Și el când vine Curtea de Conturi, preia dosarul care l-a făcut de audit. Pe... Este audit intern sau extern? Auditul extern prin asta, realizat de auditorii funcției de conturi, iar auditul intern, noi avem în structura noastră a primăriei, compartiment distinct, dar cu post vacant. Normal, noi avem obligativitatea. Auditul intern se poate face și de către un angajat al... Sau de o firmă specializată, în baza unui contract de prestări servicii, așa este, da? Acum, noi, într-adevăr, facem auditul, da? Și am prezentat că am făcut audit. Mi s-a pus în vedere ca să avem un audit angajat de către noi care să facă audit pe toată perioada când noi desfășurăm activitatea. Ei când vin preiau dosarul ăsta... E foarte simplu pentru ei. Și va fi foarte simplu pentru ei. Mai în controlul de terapie. Sunt comuni care iau contractele de presă, se duce prin Asociația Comunilor, chiar foarte mulți colegi de mine au făcut lucrul ăsta. Numai că sunt niște prețuri de nu vă pot explica. Adică să merge pe niște sume foarte mari până la 50 de mii de lei. 500 de mii la an. Pe an? Pe an. Și un angajat? Da, un angajat. Familiar. Da.
Dar nu-i vorba cât îi costă miliarde, nu-i vorba cât îi Nu, dar eu cred că e suficient controlul ăsta financiar preventiv. La contribuția pentru obligațiile pe care le avem pe bugetele publice, privind susținerea persoanelor cu handicap, aici nu s-au pus probleme. Trecem mai departe. Nu, ăla e tot, dacă de ce la taxe și impozite. Și aici mi s-a supus ca o măsură, da, ca să corelăm toate datele care există în baza de date cu ce s-au făcut referire, mai ales la contractul de arendare. Ca o măsură a lor, de exemplu, nu suprafețele nu sunt impozitate, știi? Dar s-a studiat și s-a văzut că sunt impozitate, numai că au cerut ca baza de date să fie bine, să fie, nu, să fie distinctivă chestia cu arendare, cu nu știu ce. Dar ales nu. Altceva care v-a mai sărit în voi, domnul secretar? Nu sunt probleme. Principala problemă e actualizat sistemul de control financiar preventiv. Trebuie să fie primarul. Cu ce tristul activităților care sunt supuse acestei activități? Noi avem dispoziții de din 2015 și o vor actualiza. Doi, este vorba de control managerial intern, acel scind, dacă știți, de 2400, cu tot ce înseamnă proceduri, proceduri operaționale și proceduri de sistem, de fiecare compartiment în parte. Trebuie și la actualizat, ca fiecare salariat să știe ce face, dimineața la ora 4. Dacă se întâmplă cu, ați văzut cu SGS-ul, da? Cu unul, da? Corect. Așa e și aici, un funcționar trebuie să aibă o procedură clară în cap. Dacă te izbești de această situație, vine un cetățean cu problema asta, ce faci? Nu inventezi tu procedură. Procedura spune foarte bine. Nu trebuie cum îl cheamă, nici în buletin, o faci cerere, o avizezi, o înregistrezi, dai termen de soluționare, faci mapă. Ați înțeles? Procedurile astea trebuie actualizate. Și ar mai trebui corelat la SIMGI baza de date de la Registrul Agricol cu baza de date de compartimentul financiar contabil. Știți foarte bine, Comuna Sundare are specificul ăsta că terenul are valoare mai mică decât un act notarial. Suntem multe hârtii din mână, nu suntem numai noi comuna asta. O să trebuiască în timp, cred că se va regla sistemul de la SIMGI, pentru că nu se mai pot face acte de mână și cine are nevoie să facă un act, să duce la notar. Și încet, încet, pe parcursul anilor, o să apară actele astea civile, legalizate, autentice, care o să pună lucrurile la punct. Ca să înțelegeți mai bine, de exemplu, sistemul informatic, și de sus și de jos, deci și la Registrul Agricol și la FISC, și la FISC, și din compartimentul financiar contabil, nu permite să treci delta. Deci n-ai cum să o treci în sistemul electronic. Că n-ai carte funciară, n-ai un... Nu, înțelegeți? Dar ia să le toate cedencile astea care s-au făcut, de-a lungul anilor, da. 20-30 de ani încoace. Sunt toate înregistrate. Care-i baza legală? Baza legală este un act de onoare între două părți. Noi. A fost apreciat pentru că am înregistrat fiecare este... Ce să facem? Trebuie să încasezi impozitul. Concret. Hai că am cumpărat un pământ cu țigă. Părțile trebuie să-și autentifice actul. A trecut acel pământ la unul lui. Ce? Nu mai statutul ăla. Ori ia vechiul moștenitor care se pierd. Eu cât ia de mână, a definiția atâtie de mână, pentru mine e mai mult decât nimic. Dacă a făcut o sdelcă, dacă a făcut o sdelcă și acel teren nu este sigur un act de proprietate, într-un termen de mergi pe folosința îndelungată, cu capiculii, poate pentru o hotărâre judecătorească să ajungă proprietar, dacă este trecut într-un titlu de proprietate, trebuie să intre în circuitul civil, să facă dezbatere succesorale și toate funcțiile respective și să ajungă ori pentru un teren judecătorească, ori pentru un act civil la notar, să ajungă proprietar. Adică, să înțelegeți mai bine, nu putem face ușor în 2009 și 2020, ceea ce era ușor în 1995. Eu cred că a fost atunci o greșită, în 1995, când au fost învățați oamenii să facă hârtiile astea din teren. Noi am avut mentalitatea asta cu comuniștii și nu vicerea. Era secretar, îți făcea secretar o schiță și schița era anexă la contractul, la notarul de bază. Ăsta e adevărul, nu ne ascundim. Acum, văd o curățație cadastrală, fă carte funciară,
clar trebuie să fie cum trebuie acolo pistiții, că dacă nu ți-o respinge. Dar cumva, eu zic că se va regla sistemul și România se va regla de la sine, pentru că toată lumea va căuta acte autentice. Și cumva, nu știu, problema este că, având vedere că valoarea este mai mică, alte de contravaloarea onorarilor și așa este. La notar. Eu și la notar și la oficiul de contractul respectiv, firma de măsurători, eu știu persoana care a dat pe teren 45 milioane de lei, 4.500, și l-a costat documentații la datare și alte la notar, până la 6.500. Da. Dar omul stă în picioare și are documente. Deci este perfect. Da, nu te deranjează nimeni, să deci vin doamne mâine boimele, ia-ți bani înapoi și uite pe unul la terenul. Dar în același timp, sunt persoane care au făcut acte de mână, au mers la instanță și au perfectat actul de vânzare și cumpărare. Chiar dacă persoana respectivă a decedat. Erau, da, cum o știu, bă, să le ajungi de toate funcționare, se poate face. E important să nu... Păi da. Și de exemplu, de exemplu, eu arăt casa de la Umea, nu știu, n-am actul de ea. M-a dus și-o dat un moșeritor. Pe toți, dar primul pas este făcut de spate după un Umean. Nu, eu... Instanța, deci nu ce vedeți? Nu fac eu. Nu faci dumitare, dar ai să vezi că cheltuiești tot dumitare. Știu, domnul primar, prin cadastrarea asta a terenului, prin toate comunitățile. Cadastru general. Aveți răbdare și cu cadastrul general, că... Cadastrul general, care spuneți dumneavoastră, am mai exemplat. Cadastrul general se întinde pe o perioadă de ani de zile, de 7 ani de zile, au estimat... Ei, dar poți fi mai jos. Asta s-a blocat, poți să ne explice, domnul. Ea nu funcționează, pentru că... Funcționează așa cum s-a gândit, ca noi în 7 ani de zile să ajungem la, la scopul respectiv. Pentru că dacă vine domnul de la firma, să spunem, care a contractat, da? Se duce să facă lucrarea pe stânge, și dacă l-anunță pe Dan Pavel sau pe Dărgea să vină acolo, a, dar eu am vândut terenul ce treaba am, sau eu l-am dat la asociație ce treaba am, și nu vine. Ori nu se poate face treaba, dar nu se prezintă la față lucrurilor. Deci, da, ne-am mai revenit și mă înțeleg de la bunici. Da, da. Dar nu-i prins din proprietatea asta. La rezervă. Dar dacă eu, cadastrul general spune în felul următor. Că toate măsurătorile, cei prin tabulările, se fac pentru suprafețele cuprinse într-un titlu de proprietate și pe numele persoanei pentru care a fost eliberat titlul de proprietate. La dumitale. Va fi... Păi bunicul a murit. Dacă bunicul a murit, titlul de proprietate pe Dărlea Gheorghe, se intabulează pe Dărlea Gheorghe. Dar bunicul, pe bunicul. Nu greșeală, dar ce? Nu greșeală, eu nu sunt corect, nu pot să fac intabulat de pe altă proprietate. Te urmă. Nu e o greșeală. Dacă bunicul a murit, Tinca, Vasile, Aurel, au făcut dezbaterea. Au murit și ei. Nu, domnule, au făcut dezbaterea. Adică au făcut dezbaterea. Acolo e greșeala. Nu aici am greșeala. Greșeala familia a făcut dezbaterea. De familie au greșit. Și știți de ce nu s-au făcut dezbatere? Pentru că pământul nu are valoare. Dacă era apartament în Bacău, vă spuneam că era apropat. Nu era apropat omul și era la notar. Da, domnule. Acum sunt persoane care, așa cum spunea domnul secretar, sunt persoane care au un bun mai de valoare la oraș. Și atunci, ca să facă dezbatere pentru ăla, în valoarea aia de onorare și jurnicii, intră și terenul agricol de pe raza. Nu, dar acum lăsăm lucrurile în parte. Să știți că, în ultimele ani, am urmărit cu atenție. Chiar s-au făcut acte notariale. În ultima vreme, chiar s-au făcut acte notariale. Da. Oamenii au început să înțeleagă că ăsta e drumul, ăsta e calea, nu e mergea. Dar partea greșit este că onorarele la secretar, la secretar, la notar, sunt foarte. Eu am făcut un act săptămâna trecută, am dat 27 de milioane. Păi trebuia să facă bunii din cum se iei tu? În afară de celălalt act, în total, certificat de moștenitor, partaj voluntar, act de desmembrare, carte funciară, act de vânzare, 105 milioane. 11.500 de lei. Da, valoarea pământului. Da, valoarea de ani. Cât e valoarea pământului? Haideți să vă mai spun o altă chestie. Și onorariile sunt, eu spunea Dănuț acum, și onorariile sunt în funcție de zonă. De exemplu, în catalogul notarilor publici, valoarea
terenul din zona și a caselor din zona noastră, depinde de ce sunt construite, da. Sunt socotite la parcări, la poduri, că este mai aproape și este o altă lucruri. E mai mult. Da. Deci ești mai mare. Îmi spun că să poți mai așa spune și aici. Dar notarul are intenția să smulgi de la tine cât poate. Când simt el că poate. Când medică nu mai are. Dar, domnitale, se amice, v-ați ceva dacă e o dezbatere succesorală și în cap ai avut o acțiune sau că... Nu, în judecată. Nu, la notat. La notat ai avut. Nu. Niciodată. Niciodată. Și dacă te duci acolo, spune că o să costă 1000 de lei, nu-i dai? Dacă nu faci valoare ce mai... Nu-i dai. Exact. Nu vorbesc așa. Ai să fii singurul care îți faci chestia asta. E toată truba. Dar după omul și-a fost și-a făcut dezbatere succesorală și-a spus că face dezbaterea succesorală după părinții lui face 3000 de lei. I-a spus că îi dăm la 2000. Ei au un bărăt, înțeleg. Cum să alege fiecare ce vrea să cumpere, merge la fiecare motor, doamne cât mă costă. Și atunci fiecare om poate să meargă să negocieze vânzarea lui. Până la urmă, da, dar asta trebuie să o faci în pașă, când ai deschis gurița și te-ai planificat. Doamne cât mă costă ca să ce bănu să vin. Că dacă te duci după, s-o spus suma și la revedere. Trebuie să primești. Doamne, banul e atâta de fapt și de face dușman cu fratele tău. Te face dușman și nu vrei să intri în pământ dușman cu fratele. Și păi dă la banii înapoi. Și păi dă să-l înțelegi. Rău, depinde de caracter, de multe ori, care sunt răceri. Uitați, m-am mai uitat aici. Deci sunt și Curtea de Conturi au găsit că, de exemplu, la ordine de clasare trebuie să dea o sumă de 300 de lei înapoi. Pentru că nu s-au scris ordine necesare, știți? Adică, când te duci cu ordine de clasare, vezi bine, Doamne, nu ai scris toate acolo. M-am declasat de la și am făcut și tot ce-l cursă. De la ora. Autoturismul, nu mă numai trebuie să scrie un roman când mă dinte, așa că nu știu. Doamne, numai din punctul ăsta de vedere, comunismul era bun. Din punctul ăsta de vedere, comunismul era bun, fiindcă tu n-aveai proprietate. Nu, dar ai spus. Spune-te voi, nu ai proprietate. Auri, aveai apartament. Aveai apartament proprietate? Era închiriit, aveai închiriit. Proprietatea e devenită atunci în 90 când ne-ai luat cu puțin bani. Da. Că la urmă nici nu-i plăta un leu, nici un leu de păruț. Uitați, nu știu la ce că nu-i mai dat. La secretar, la atribuție se fă confort. Ei spun, secretarul în general al comunelor, unde nu funcționează birouri ale notarilor publici, îndepresc la cererea plăților următoarele acte notariale. Și ce au lăsat? Legalizarea semnăturilor de pe înscrisurile prezentate de părți, vederea acordării de către autoritățile administrației publice locale, de la nivelul comunilor și orașelor, a beneficiilor de asistență socială. Aici te-o lăsa pe tine ca secretar să faci, să nu mai ceniți pe om ca acord. Legalizarea copiilor de pe înscrisurilor prezentate de părți, cu excepția înscrisurilor sub semnătură privată. Deci acum, ați înțeles? Deci, într-un principal, te-o lăsat pe tine, ai diploma de studie, ai de o emoțională, poți să pui. Ai, eu știu, din arhiva primăriei ceva, poți să te duci cu vot. Și-o transit, tu, dar nu te trebuie să știu. Da, cum e ce? Și să mai lăsă la cineva. Toate de la mă, și toate e de banca. Deci, fără să nu să plătești, când e banca. Da, de banca. O fost nebunie atunci când la Revoluție. Ce mai vorbim, domnule? Avocați, avocați, șofieri, mașini la schimb. Bine, o bani pe bani. Se votează cu proiectul ăsta? Se votează cu proiectul ăsta? Primiri, luare la cunoștință. Nu, mai asta cu cunoștința cunoștință. Noi suntem obligați. În termen de 10 zile, de la primirea decizii, eu, ca secretar, sunt obligați la turnul în fața funcției local și voi să luați la cunoștință. Dar nu votăm pe asupra proiectului. Nu, va fi. Și va fi o hotărâre ca să luăm la cunoștință, atâta tot. Nu, nimic altceva. Votați normal că e proiect de hotărâre. Am luat la cunoștință. Atât, da. Când mi-a făcut datoria să-l prezint în mod transparent. Asta e. Cine este pentru că să luăm la cunoștință? Pentru că luăm la cunoștință. Da. La proiectul 3, pe ordinea de zi,
Există un proiect care se numește Proiect de hotărâre prin aprobarea Asocierii Comunei Strugari, ca membru fondator la înființarea Asociației ADI, Tazlăul Verde. Și spuneam, am mai vorbit de asocierea care o inițiasem și erau patru localități. Era Strugari, Pereța, Tăuscuțeni și Bolco. Și acum mai e două localități, respectiv Sănduleni și Ardeoa, care ne lipim. Era vorba de persoane, dar ei probabil s-au lipit de lege. Nu, codul de scumpă. Da. Se aprobă la articolul 1 participarea Comunei Strugari ca membru fondator la înființarea Asociației ADI, Tazlăul Verde. La 2 se aprobă actul constitutiv al Asociației ADI, Tazlăul Verde. Se aprobă statutul la punctul 3 a Asociației ADI, Tazlăul Verde. La punctul 4 se stabilește sediul Asociației la Comuna Perești, Tazlăul. În sediu, acolo unde funcționa Anglicalul, la fostul ceată. Articolul 5. Se aprobă participarea oate cu un articol la patrimoniul inițial al asociației cu o contribuție numerară în valoare de 500 de lei și asume de 1000 de lei, reprezintând contribuția anuală pentru susținerea activității asociației. Așa prevede legea, parcă era legea 26, nu? Și care spunea că asociații care iau ființă trebuie să aibă cel puțin un venit minim stabilit. Înainte vreme era salariul minim anual, era 1400 sau 1500 și atât. Acum mai 2080, 2080. Și noi toate comunile care suntem să facem valoarea aia de 500 de lei. Cu 500 de lei de fiecare localitate. Nu, care sunt taxe. În potențe și persoana desemnată la articolul 6, respectiv primarul, se semneze actul constitutiv, se tap și statutul, se împuternice și cabinet de avocat al Tudorov. Dorii, Andreea, cu sediul Iași. Așa să îndeplinească procedurile prevăzute de lege pentru înființarea asociației. La articolul 9, cu adoziunea de primire a prevederilor prezentei în hotărâri, se încredințează primarul comunei compartimentul financiar contat prin impozite și taxe locale. Atât. Da. În spate sunt drafturile de statut. Dacă sunt discuții. Da. Este un lucru bun. Noi suntem, știți, noi am mai discutat cu faza cu Transgradul, și cred că asociația e mai puternică ca și următorii. E posibil ca finanțarea să fie de asociație. Asta vreau să completez. Adică e un lucru bun să faci asociație, pentru că finanțarea o să fie mult mai ușoară pentru gazul comun. Am văzut și gazul comun. În cadrul Consiliului Local, în cadrul Consiliului Județean, s-a dezbătut și am văzut că s-au aprobat indicatorii economici pentru drumul de la Răptiș, pe că știți. Da. Drumul de la Răptiș, pe aici, care se află culturar, pe vechiul drum de aur, Sabie, până la limita sus, la Marcel Mundan, acolo, care curge spre Vlăbăriu. Până la intersecție, până un cruce aia era. Nu s-au putut covără și mai pădeam. Da, să iau bucățica asta că vine să face asta. Aici după ce am primit. Mai bine. Domnul Mircea, Mata a spus că... Hai, poate termine. Dumitare a spus că... N-ai să mai stai mult și repetiți, nu știu, dar până în vedere că ai două ieșiri acum, ieși pe aici, pe Stupiața, ieși pe Vale, hai să fie
Domnul primar, cea mai mare cum supărarea mea că nu am 20 de ani. Da, ai văzut? Da, e la prost. Da, da, da. Cea mai mare, dar cea mai bucurie a dumitare trebuie să fie că ești sănătos. E, nu chiar sănătos. Relativ. Acum, la afară, la mine. Da. Dar la diverse cine să mai scrie? La diverse aș vrea eu să vorbesc. Păi să mă scrieți la cuvânt. Da, mă scriu și eu la cuvânt. Să mai scrieți altceva? Am... Domnul Dirul era la diverse. Ce să mai scrie? Domnul președinte, scrieți. Dumneavoastră de lucrurile, dar să nu scrie. Domnul mai cuvânt? Da, da. Domnul Hangaru? Altcineva mai să scriem? Lăsăm lista deschisă. Lăsăm deschisă. Da. Vedem. Domnul primar, am mai discutat problema acolo la mine cu Tomberoane. Dacă am vrea să ne amăzut în vedere, chiar o permitea mea, mă să nu. Adică, chiar dacă plec, să am speranța că dacă plec și dincolo, facem ceva. Să scriem de la dumneavoastră sau de la repetiști? Acum, eu vreau să vă spun următoare chestii. În, poate în toamna asta nu o să fie demarate lucrările, dar în primăvară când o să vină și o să demareze lucrările, eu m-am fost cu proiectantul pe drumul ăsta de țean, s-a stabilit pe zona, la Repetiți, spre exemplu, s-a stabilit că acolo, în groapa Tomii și spre dealul Mondan, o disliniere de area, mai exact unde avea cabana domnul Martin, la porumb, acolo să facem o intrare pe drumul agricol, spre tarau agricol în stânga și unul spre dreapta. Și la Vale la Port, acolo unde e domitare expus când îi dai nouă bucată de teme, la Vale la Port, chiar la Port, când îi face spre groapa Tomii, spre Constantin, mai zis, de la Port, unde pui matalii cu noi acolo, de la Port, pe marginea canalului, să va face o intrare de drum și în partea dreaptă să vă face o intrare pe marginea canalului, da? Ei, și chiar lângă por acolo, atât când o să-mi permită legea, dar lângă drumul care îl va face ei un drum lateral, o să, cu ajutorul lor, ne facem o așa, o să luăm de acolo și o să mutăm din coase și o să ne îndepărtăm cu Tomberonul de acolo. Dar ce sperăm ca până anul viitor să ajungă drumul acolo? Execuția se începe în primăvară. Dacă începe în primăvară, deci există. Noi până la proiect. S-au aprobat indicatorii. Asta este important. Proiectul este făcut. Și în luna septembrie am înțeles că va fi licitație. Și vă rog, dacă ați discutat de donații și de astea, vreți să dați la Consiliul Local un bucat de teren? Da, da, da. La articolul 21, acceptarea donațiilor. Se poate să vă aveți pe numele dumneavoastră, trebuie făcut o carte funciară, să facem în hotărârea Consiliului Local pentru donații și legate legal, și legate. Adică pentru un lucru așa, care era câți bieți, pătrați din Ikea, dar nu e primul meu. Deci, e legitimat în mod administrativ. Prin judecată, prin judecată. Eu n-am făcut prin notar, da, era fără bani atunci. Știți foarte bine că noi, când am decis să facem o carte funciară pentru acolo unde va fi rezervor de apă, și aici trebuie să vă spun iar că s-au luat toate avizele. Un singur aviz mai avem de luat de la mediu, da? Care mai am depus documentația în 10 zile ies. A trecut prin comisie și ne așteptăm ca de marți ce a trecut acum, adică de ieri. Ceea ce acum am depus documentele, toate, după 10 zile ne ies avizul și după aceea să depunem pentru autorizații care probabil nu va dura mai mult de 10 zile. Și ceea ce înseamnă iar că noi la 1 septembrie vom da drumul pentru apă canal la construcții. Vă dați seama că va dura foarte mult, dacă din primăvară, din februarie, noi ne-am respectiv, domnul a câștigat licitația, proiectare și avizii, uitați că ne-am dus la proiectare și avizii. Dar când vine avizul ăsta, stă ordine de ce vreau. Și vom face. Acum, noi când am făcut, asta vrea să vă spun domnul secretar, noi când am făcut, chiar dacă eu am negociat, nu pot să spun altceva, cu domnul Hanganu de acolo, dânsul, cum a făcut ca să ajungă o bucată de teren în patrimoniul comunei. Am mers cu mine la... Noi am făcut documentația
cadastrală, să zic. Noi am făcut documentația cadastrală pentru intabularii și domnul respectiv, proprietarul, în speță cum ISF-ul și unitarii, a mers cu mine la notar, a renunțat la proprietate în favoarea primăriei și primăria atunci a adoptat un acum e nevoie de acum voi o să facem o documentație cadastrală pentru suprafață de acolo cât ai dumitare. Câți va metri pătrați? Numai că ăia câțiva metri pătrați? 30-40 metri pătrați, dar nu... Ăia câțiva metri pătrați, eu trebuie să iau dintr-o suprafață. Deci trebuie să fac dezmembrare. Și mai cheltuială. Da, o fac. Dar măcar nu mai ai cheltuială, nu mai ești notar. Nu mai ești și notar. Dar eu? Vedem că s-a apropiat toamna, veni iarna cu pași repezi, va juca pământul cealaltă care îl las de acolo, de unde o să excavat în șantul de vis-a-vis de balta lui Viorel acolo, să mai ducem tot acolo la vii, să mai lărgim un pic drumul și să mai face panta mai dulce. S-a făcut ceva, dar nu poți să ieși cu căruța de acolo din jurul pașii. Da, deci s-ar putea lărge drumul cu 2 metri. Dumneavoastră știți cum spunea un medic, că nu poți să mergi la deal? Nu, nu merg numai la vale. Acum, m-ai întrebat un pic mai devreme dacă drumul de acolo există în domeniul public al primăriei. Drumul de la... Gianina și la, Gianina, la Măgirescu. Gianina și la Măgirescu există în domeniul public al primăriei. Se poate circula pe el, dacă se mai poate circula. Dar noi, da, noi așa am luat în faptul că o să facem acolo, să tragem pământul ca să, în scopul ca să creez un fel de baraj, să mergem aici, că ați văzut de fiecare dată apa tot în drum de ea. Eu trebuie să continui un pic de la Jojoaia, cum îi spunem noi, de la Tante Maria de acolo, la dealul drumul și tot pământul tot la dumitate acolo. Ați văzut dumneavoastră, și în partea cealaltă către pădurii e îngus, e lipă și în partea asta. E după, și acolo e ușa, așa, și trebuie un pic mai lărgim. O să punem acolo și o să căutăm să-l lărgim un pic. Ce nu facem noi pentru un consilier după care consilier? Ca să poți ieși cu struguri de acolo, să aduc un par din bun aici. Da. Eu. Dar eu aș vrea să vă rog, tot legat de sezonul rece, am înțeles că s-a început a face cerere la primărie pentru achiziționare de lemne din parchet. Și vreau să știu termenele în care se pot depune cererile și în ce care sunt condiții de știință, dar care sunt pașii. Noi am primit de la un polosindic un model de cerere. Oamenii care doresc să achiziționeze lemne în cadrul de la un polosindic vin la noi cu buletinul, ne facem un copil cu buletin și cu o cerere. Noi transmitem din 2-2 săptămâni cererile la Oculus Silvic. Până acum, cred că erau în jur de 30 cereri. Nu? 30 erau, domnul profe. Parcă așa. 29. 30. Așa, pe care noi le-am transmis. Dacă în săptămâna ce vine o să fie 30, transmitem săptămânal. Ideea e că oamenii trebuie informați ca să știe până ce dată pot depune cereri ca să și beneficieze de ele. Aici nu spun eu, dar trebuie să spun așa, că statul român trebuie să asigure la cererea în opăduri cu domiciliul localitatea necesar de lemne, da? Cererile se depun la primărie, însoțite de actul de identitate. Noi trebuie să avem centra să trăim la Oculu și după aceea trebuie legătura cu domnul profe de... Și un exemplar în deajul lui domnul, ca el să creeze prioritățile care se pun. Pe cererile alea trebuie anotate și un pic în numărul telefonului. Dar avem notat. Notat. Dar după... Dar care ar fi prețul acum, în picioare acolo? Asta e tot cu zeci și nu știu că știi. Deocamdată, Nu e nimic decât să te duci la paranca sau la... După câte am înțeles, deocamdată s-au marcat și o să dea în funcție de necesar la câte o parcelă. Nu știu exact care e modalitatea la autosil. Am marcat valvă la în jur la 2.000 metri. Este ceva ce vreau să spun. Deci toți locuitorii din toată comuna care au domiciliu pe comuna sunt la domiciliu, e protejat de necesitate. Poate să depună cerere, primăria centralizează, cât e
Primăria Bistriștii centralizează și comunii, poporului. Poporul e obligat să pună la dispoziția cetățenilor care au făcut cereri respective, corect, materialul de nos. Bineînțeles, în funcție de un preț. Bineînțeles. Se calculează. Dar unde ar fi oși cum e mai ieftin să te duci prin zona? Am înțeles de la domnul Pavruș, că e zona asta, la Armanul Bărăței. De ce nu acolo să fie la totul meu? Până la ce cantitate se poate aprova? 10 metri, 10 metri de trecut. Maxim 10 metri de trecut. Suficient. 10 metri suficient. Da, e o chestie foarte importantă pentru locuitori ca să știi ce șură. Eu, din punctul meu de vedere, trebuie la toți consilierii să dea 2-3 cereri, să anunții oamenii... Nu știu cum trebuie să mergi la primărie, să faci o cerere, dar o mână... Ce faci? Să trebuie la primărie să facă el. Pentru că trebuie să asume la informa. Că la urmașă primul ăsta, dacă face cerere și el trebuie să dea omul ăla care a făcut cerere. Și după aceea, dacă omul renunță, ce face? Dacă renunță, renunță. Dar problema să aibă cererea făcută. Problema, dacă, am avut cererea, dacă domnul secretar a spus-o așa, dacă există un cetățean și el se poate descurca și își face un copii cu un telefon sau nu știu ce la buletin, îi face un copii, bă, vine, îl scoate de la noi. Îl panexează cererea. Dar o altă întrebare aș mai avea, un lucru bun că se bucă doar o să ieși, dar a trebuit domnul primar să mai demiteți pe cineva. Oricum și-au făcut bătaie de joc băieții aia. Erau pieți, cred că erau turnat. Fundația ce e de nivelare. Adică nu pot să spun că sunt meseriaș. Putea să, dacă făceați cu, de la 416, era super. Că nu dădeam bani. Dar așa avem și bani și de nivelare aia și... Nu au făcut lucruri bune, de calitate. Asta vreau să vă aduc la cunoștință. Și ce să vă făcut țevile alea care i-l-au luat de acolo? Deci eu înțeleg, băi, au mers pe vechile țevi, o tăie de la față, le-au sudat ale lor, dar totuși nu au făcut un lucru de calitate. Da? Ce se întâmplă? Țevi de la ei n-au pus. Țevi noastre. Păi asta, țevi vechi. Țevi vechi. Da. Una că le-a tăiat, i-a tăiat. Ce o tăiat un pic, dacă o dat jos, ca să-i pună la... Eu zic că au fost țevi rotundi și s-au pus pătrat. Nu. Sunt rotundi, domnule. Au fost pătrate rugimii, de unde au venit să jucă. Ascultați-mă puțin timp. Alea sunt niște țevi puse de noi acum 30 ani de zi sau 20 ani, că sunt niște țevi de alea care erau lețurile puse la vechile fânării. Deci sunt niște lețuri așa. Adică controlați? Nu, e vorba de stâlpe de poartă pătrate, de 8 pe 8 sau pe 2. Păi, poate era lea, până era patrie în țări. Da, da. Și trebuia să fie să pună în urmă. Restul sunt tu. Nu, erau țevile mai mici și au pus seabă rectangulară de cei, dar nu. Și care s-au luat, s-au pus acolo în lateral. Deci nu s-au dus nimic. Și nu au pus țevile doar la gard. Țevile s-a noastră. Nu, ideea e că se pierdea mai controlat. S-au făcut ca un alt, da. E, am văzut și eu niște anomalii, dar... Eu, da, nu specialist, m-am uitat că era frumos ca altul, nu m-am uitat jos. Dom'le, e foarte frumos, pentru că orice lucru nou, cât ar fi de prost făcut, e un lucru nou. Da. Clar. Deci, frumos, domnule. Da, dacă declară închisă ședința de astăzi, vă mulțumim. Să trăim, dumneavoastră.